De altfel, lectura este un motoraj esențial pentru cultivarea și pentru dezvoltarea abilităților cognitive, dar și sociale, iar cu recomandări superbe vine în această dimineață, evident ca orice zi de miercuri, bunul nostru prieten Vitalie Răileanu. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni, bunici și bunicuțe, mămici și tetici. Vă apropiați mai aproape de ecranele televizorului din considerentele că astăzi am venit cu o carte deosebită pentru cei mici. Iubesc și rostesc. Un volum foarte bine conceput, scris, aliniat, raliat pentru dumneavoastră de binecunoscutul scriitor, poet, publicist, animator de teatru, Petre Popa. Petre Popa a avut un debut, aș putea zice eu, retard, dar toți oamenii cu talent vin cu mult mai târziu cu cărțile bine concepute. Iată de ce, atunci când volumul Rădăcina Aripilor în 1993 a văzut lumina zilelor, iată acest zbor în adeziune continuă până în prezent și cărțile pe care le oferă poetul, prințul moștenitor, aici undeva, iar pentru copii, deci Ritmuri și anotimpuri, Fă ceva și altele, au surprins prin această sobrietate, prin acest didacticism pe care îl oferă. Iubesc și rostesc este o carte pentru toți. Este o carte de luni până duminică. O carte pe care dumneavoastră reușiți să o oferiți pentru lectură copiilor, nepoțeilor și celor care vor să mai afle unde se lășuiește frumosul. Fiindcă poetul spune, iubesc și rostesc, că pot face dacă îmi place primăvară, lăcrămioară, înghețată ciocolata, mama, tata, tare îmi place când e pace, iubesc țara și străbune și ador tot restul lumii, m-am născut ca să iubesc, iubesc și rostesc. Poetul Petre Popa, să știți că este eminamente o fire de poet, cum zice Arcadie Suceveanu, însă, în aceeași imediată apropiere, Spiridon Vanghele menționează. Și pentru copii, Petre Popa este o revelație. De mult n-am văzut un autor care știe să se apropie atât de firesc de sufletul copilului. Știe să aducă surprize și voie bună. Iată volumul acesta, Iubesc și rostesc, de la sine deja este invitația frumoasă de a fi surprinși de acest gând, fiindcă doar copiii răspund atât de inocent și pot vedea frumosul în toată firea frumosului. Răsărit. Unde e soarele? Sus? Afară? În fața casei? Ce este soarele? O portocalie fierbinte, o floare de la care dor ochii, un foc. Dar unde răsare soarele? Întreabă poetul Petre Popa. Copiii răspund, din sânul cerului, de acolo, nu, de dincolo, din ograda lui Guguță. Dar unde este ograda lui Guguță? La casa lui Spiridon Vanghele, răspund copiii în cor. Iată și multe alte răspunsuri foarte frumoase, veți găsi împreună cu... Deci nepoții cu copiii dumneavoastră în acest volum, deoarece, așa precum ziceam, este o carte didactică, este o carte răspuns la foarte, foarte multe întrebări. De ce? Cea mai ingenioasă, cea mai umană întrebare. Deci, de ce? Deci, asta pornem... ca să nu ne amintim de lecțiile de limbă și literatura română cu 6 de ce-uri. Da, de ce lușii, da. Încât sunt convins că veți transforma zilele pe care le ziceam în sărbători, apar într-o sărbătoare cu majusculă și sărbători care vor urma. Lecturi plăcute, nu uităm niciodată, devenim cărțile pe care le citim, iar dacă începem cu cele foarte bune, rămânem pe aceeași lungime de undă a gândului, pe arepa zborului atunci când iubim și rostim. Superbă această carte, vă mulțumim tare mult. Eu trebuie să recunosc că am avut onoarea să o răsfoiesc și este foarte interesant chiar și pentru părinți să lectureze. În plus sunt niște cuvinte, niște sintagme atât de simplisime încât se rețin ușor, dar lasă semne de întrebare. Lasă. Tic documentar. Așa. Nu e chiar așa de ușor să înveți o poezie pentru cei mici, pentru că ei sunt curioși din fire, iar noi părinții trebuie întotdeauna să le oferim explicații. Eu vă aștept și miercurea viitoare cu alte recomandări. Cu mare drag. Să nu absentați, că cod galben, portocaliu, nu este o scuză. Bine, cei de acasă cu siguranță așteaptă în marea speranță că dumneavoastră citiți mult
și citiți cărți bune, deși nu știu dacă există cărți care nu s-ar plia pe filiera asta de cărți bune, atunci regăsiți-vă într-un anumit tip sau gen de scriere.